Bună ziua, stimați membri ai Guvernului! Mă bucur să vă revăd. Tradiționala întrebare, dacă vă simțiți bine, nu aveți febră, frisoane, dureri de cap. Înțeleg că sunteți bine. Dragi colegi, avem astăzi trei puncte în agenda noastră de lucru pentru ședința Guvernului de astăzi, dar foarte importante. Din considerentul ăsta, rog, fără mare discurs de introducere din partea mea, să procedem nemijlocit la examinarea subiectelor incluse în agenda. Și o rog respectuos pe doamna secretar de stat Tatiana Zătâc să faceți prezentarea primului punct din agenda curentă. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Bună ziua tuturor. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul în cauză este elaborat în scopul reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19. La data de 10 martie 2021 au fost înregistrate cumulativ 198.228 cazuri confirmate de laborator COVID pozitiv, 1753 cazuri în ziua de 10 martie. Mortalitatea, s-au înregistrat 33 de cazuri de deces, 331 cazuri extrem de grave, situația epidemiologică fiind foarte agravată. Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea formelor grave, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivitate a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției COVID-19 în Republica Moldova. În acest context, pentru diminuarea pandemiei asupra populației, pe lângă respectarea măsurilor de profilaxie, este important asigurarea imunizării populației cu vaccin împotriva COVID-19. Totodată, este necesar de menționat despre insuficiența alocațiilor în bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale necesare pentru scopul dat. Prin proiectul respectiv se propune alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Guvernului pentru procurarea parțială a necesarului de doze anticovid-19. Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi acoperite din contul fondurilor de urgență ale Guvernului. Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor constitui 60 milioane lei, care sunt estimate pentru 338.600 doze de vaccin, calculat la un preț estimativ de 10 dolari, ceea ce constituie circa 24,4% din necesarul de 1.386.115 doze, ceea ce reprezintă 20% din populația țării. Suplimentar, vreau să menționez că pentru 20% populație va fi acoperit cu vaccinare de pe platforma COVAX, vaccin gratuit, 30% vor fi procurate la preț preferențial. Conform estimărilor efectuate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pentru atingerea țintei de 70% sunt necesare 4.851.403 doze și aceste doze vor fi recepționate, după cum am menționat, atât de pe platforma COVAX și cât și din donațiile care au venit și care urmează să vină în adresa Republicii Moldova. În acest context, ținând cont de importanța vaccinării pentru combaterea pandemiei, importanța cuprinderii cât mai rapide și atingerea obiectivului de imunizare a populației, rog susținerea acestui proiect de către membrii Guvernului.
Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Este adevărat, e o decizie importantă care o urmează să o votăm acum. Totodată, doamna secretar de stat Zatec, numărul estimativ de doze calculate la prețul de $10 SUA per bucată din suma alocată din fondul de rezervă, bănuiesc că este aproximativă, pentru că, după cum ați observat, ieri în cadrul ședinței Biroului Permanent al Parlamentului am făcut un apel către deputați să permită pentru guvern să permită derogarea de la legea privind achizițiile publice, în așa fel încât să putem ieși la negocieri directe cu producătorii în ideea economisirii timpului. Pentru că dacă e să mergem prin pe buchea legii actuale privind achizițiile publice, ar urma să pierdem cel puțin o lună, o lună și jumătate pentru formalitățile specifice tenderilor asumate sau tenderilor anunțate pentru achiziții din fondurile publice. În speranța că negocierile directe cu producătorii vor permite identificarea loturilor disponibile pentru achiziții. Și asta este un mare semn de întrebare, dacă vom reuși cât mai rapid posibil să identificăm loturile disponibile, dar și loturile disponibile pot avea și un preț diferențiat în funcție de solicitarea pe piața internațională, care, vă dați seama, este foarte aglomerată la ora actuală. Prin urmare, aș fi precaut optimist în ceea ce privește estimarea exactă a dozelor care urmează a fi procurate de suma care urmează de comun acord să o alocăm în acest scop. Stimați colegi, dacă mai sunt comentarii, obiecții, propuneri la acest subiect, vă rog frumos. Dacă nu, rog respectuos acceptul dumneavoastră pentru aprobarea acestui punct din agenda. Vă mulțumesc. Stimate domnule ministru Voicu, vă rog următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România, destinat sprijinului agricultorilor afectați de secetă. Proiectul a fost elaborat urmare lansării procedurilor de transmitere a ajutorului umanitar acordat Republicii Moldova de către România, în baza hotărârii Guvernului României numărul 31 din 2021, privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat și acordare de către România a unui ajutor umanitar extern cu titlul gratuit pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectați de secetă sub formă de produs energetic, motorină, în cantitate de 6.000 tone. Proiectul prevede mecanismul și recepționarea ajutorului umanitar de către Republica Moldova prin îndeplinirea formalităților de trecere a acesteia peste frontiera de stat. Prin prezentul proiect se împuternicește Agenția Rezervei Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, autoritate responsabilă de recepționarea, depozitarea, păstrarea, evidența și distribuirea produsului energetic motorină acordat în calitate de ajutor umanitar. Distribuirea ajutorului umanitar de către Agenția Rezervei Materiale se va realiza conform deciziei Comisiei Interdepartamentale pentru Ajutoarele Umanitare. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, va stabili cantitatea eligibilă de motorină pentru fiecare producător agricol solicitant de ajutor umanitar în baza cererilor acestora depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și va prezenta lista agricultorilor repartizați pe raioane către Comisia Interdepartamentală pentru Ajutoare Umanitare. Urmare aprobării proiectului, Ministerul Finanțelor va aloca Agenției Rezervei Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne din fondul de rezervă al Guvernului mijloace financiare în valoare de 3 milioane lei pentru cheltuielile legate de servicii de broker, servicii de recepționare, evaluarea
cantității și calității de depozitare, păstrare, descărcare, încărcare, distribuire, decazare și hrană a reprezentanților României împuterniciți să însoțească ajutorul umanitar, servicii de transbordare a vagoanelor, cisterne cu motorină, lucrările de descărcare din vagoane, cisterne a motorinii și pomparea ei în rezervoarele de primire, servicii de transportare a motorinii către stațiile petroliere și distribuirea beneficiarilor finali, agricultorilor care au fost afectați în urma secetei. Urmare celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea acestui proiect. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru Voicu. Permiteți-mi cu această ocazie, încă o dată, din numele Guvernului Republicii Moldova, să aduc sincere mulțumiri Guvernului României pentru gestul merinimos de a ne acorda cu titlu gratuit ajutor de 6.000 tone de motorină. Sarcina noastră este să organizăm cât mai bine procesul logistic de recepționare, depozitare și ulterior distribuire către beneficiarul final a acestei motorine, lucru care este așteptat de către agricultorii care au fost afectați substanțial anul trecut de către seceta puternică din Republica Moldova. Stimați colegi, dacă aveți comentarii, eventuale obiecții, propuneri la prezentul proiect a hotărârii de guvern. Dacă nu, rog respectuos să votăm și să aprobăm acest proiect. Vă mulțumesc. Aprobat. Stimate domnule ministru Voicu, rog din suflet să contribuiți la maxim pentru facilitarea logisticii de recepționare, depozitare a acestui important lot de ajutor umanitar din partea României. Stimate domnule ministru Perju, vă rog respectuos să ne prezentați următorul punct al agendei a ședinței de astăzi. Vă rog mult. Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, este un proiect de hotărâre de guvern, o continuitate de fapt al subiectului prezentat și de domnul ministru Voicu. Se prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutor umanitar extern acordat de către România, destinat suportul agricultorilor afectați de seceta din 2020. Astfel, regulamentul prevede modalitatea de colectare și consolidare a informației, calculul cuantumul de motorină și aprobarea listei potențialilor beneficiari de acest ajutor umanitar, activitate care va fi întreprinsă de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Țin să menționez că ajutorul se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate de către producătorii agricoli la întreținerea semănăturilor de toamnă, dar și pentru asigurarea realizării lucrărilor de primăvară, practic pentru toate culturile fitotehnice, cu excepția culturilor de toamnă, adică griul de toamnă, orzul de toamnă și rapița. La calcularea cuantumului de motorină eligibil per beneficiar sunt luați ca bază mai mulți indicatori și coeficienți, începând de la culturile fitotehnice, suprafețele afectate, categoria gradului de afectare, mărimea suprafețului teren agricol gestionat de producători, la care se aplică coeficienți în favoarea producătorilor mai mici. De asemenea, prevederile acestui regulament plafonează suprafața totală eligibilă, care este limitată la maxim 3.000 de hectare. Adică dacă suprafața va fi afectată chiar și mai mult de 3.000 de hectare, oricum maxim va putea beneficia doar pentru această suprafață de teren afectat prin beneficiar, iar plafonul mărimii solicitanților eligibili este de maxim 5.000 de hectare de teren gestionat pe producător, adică producătorii care au suprafața întreprinderii mai mare de 5.000 de hectare nu vor putea beneficia. Toate informațiile utilizate la calcularea compensației se referă la actele de constatare a pierderilor, actele de constatare a pierderilor care au fost îndeplinite în procesul de evaluare pe parcursul anului 2020, declarația pe propria răspundere și coeficientul de confirmare de la și certificatul de confirmare de la autoritatea publică locală, adică de la primărie. Timpul limită pe care pot fi implementate prevederile prezentului regulament este din timpul dedicat depunerii solicitărilor. Desigur că am luat în calcul și situația pandemică pe care o avem în țară, examinarea acestora, timpul acordat pentru producători de a depune și contestații dacă acestea vor fi,
și definitivare și transmitere către Comisia Interdepartamentală pentru Ajutoare Umanitare. Țin să menționez că regulamentul în cauză, stimați colegi, a fost discutat foarte, foarte atent cu producătorii agricoli. De fapt, a fost elaborat de comun cu reprezentanții producătorilor agricoli și avizat de către toate instituțiile interesate. În acest context, rog să susțineți aprobarea acestei. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul ministru Perju. Este extrem de important ca acest regulament să permită o flexibilitate maximă la acordarea corectă a ajutorului umanitar din lotul de 6.000 de tone de motorină pe care îl primim din partea României. Și totodată vă rog respectuos, domnul ministru Perju, ca să mențineți la control acest proces în așa fel încât să urgentăm la maxim eliberarea acestui ajutor nemijlocit beneficiarilor, în așa fel încât ei se poată deja profita de motorina primită ca donație în procesul de agricol de primăvară. Suntem deja la mijloc, practic la mijloc de luna martie. Deja în unele raioane au început semănăturile de primăvară, în altele urmează să înceapă, dar suntem exact la răspântia când agricultorii au nevoie maxim de această motorină. Stimați colegi, dacă există careva propuneri, obiecții, domnul Pașcu, vă rog frumos. Mersi mult, stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat un șir de propuneri de îmbunătățire a proiectului expuse prin avizul Ministerului. Vă rog până la emiterea proiectului final să fie examinate suplimentar. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc, stimate domnule secretar de stat Lopașcu. Evident că până la emiterea acestei hotărâri de guvern, cu atenție vom examina și propunerile formulate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în așa fel încât să identificăm un consens inclusiv a politicilor promovate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Ministerul Agriculturii. Stimați colegi, dacă sunteți de acord cu astfel de abordare, rog respectuos să supunem votului acest proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Aceasta a fost agenda pentru ședința de astăzi a Guvernului în demisie. Stimați colegi, permiteți-mi să fac iarăși un apel către toți cetățenii să aibă grijă de măsurile epidemiologice și restricțiile care sunt menite să combată extinderea epidemiei. Rog respectuos să purtăm cu toții masca de protecție atât în încăperi cât și afară în stradă. Rog respectuos să avem cu toții grijă de acele acțiuni sanitare care se impun în condițiile pandemice. Vedeți cu toții că situația nu este una simplă. Ne menținem deocamdată la un număr cotidian de infectări de 1700-1800 de cazuri pe zi și vă dați seama că această cifră, cumulată cu practic dublarea termenului de aflare în spital a pacienților cu o formă medie și gravă a bolii, extinde atât necesitatea utilizării locurilor în spitalele din Republica Moldova, cât și costurile aferente pentru tratamentul pacienților. Prin urmare, rog atenție maximă atât la dumneavoastră cât și la fiecare cetățean care ne urmărește, să aveți grijă de dumneavoastră și de cei apropiați sufletului dumneavoastră. Nu lăsați COVID-ul să intre în casele dumneilor voastre. Stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru operativitate și permiteți-mi să vă urez o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc mult!